Ce așa? Bună seara și bine ați revenit cu drag la Prof. Online cu exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. Probleme la geometrie, da? Avem o problemă, iată că Miruna mi-a propus problema aceea care ea se pare că n-a înțeles-o prea bine. În ipoteză este așa. A, B, C, D, paralelogram, da? Ce înseamnă când am deschis cuvântul, când am deschis gura și am pronunțat paralelogram? Ce înseamnă? Ce lucru? Paralelogram, laturile sunt opuse și congruente. Atenție, opuse. Ele sunt opuse tot timpul. Laturile opuse sunt congruente. 2 câte 12 parole. Da. Deci, să o luăm ușor. De la definiție. Mai întâi definiția. Ce înseamnă când ai zis paralelogram? Laturile opuse sunt paralele și congruente. Nu. Laturile opuse sunt paralele 2 câte 2. Deci când am pronunțat paralelogram, prima definiție pe care am acceptat-o de bază a fost asta. Într-un paralelogram este 4 lateru convex cu laturile opuse paralele 2 câte 2. Deci definiția. Laturile opuse, ăsta 2 paralele și celălalt 2 paralele. De aceea zicem paralelogram. Deci când ai auzit pe cineva că o pronunța cuvântul paralelogram, înseamnă laturile opuse paralele 2 câte 2. Și, asta e definiția de bază. Echivalente ale acestea sunt încă vreo 4-5. 5 consecințe. 5 consecințe, dar sunt chiar echivalente. Adică uneori înlocuim definiția, asta trebuie să înțelegeți. Când spunem definiție echivalente, înseamnă că locuim definiția cu una din ele. Ori definiția, ori una din ele, tot aceeași. Și să le zicem. Diagonalele sunt jumătățesc, unghiurile opuse sunt congruente. 2 câte 2. Pe unghiurile alăturate laturi formează... Unghiurile alăturate oricărei laturi. Nu unei laturi, numai unei laturi, ci oricărei laturi. Dacă mă opresc la latura asta, astea două alăturate fac 180. Dacă mă opresc la astea, astea două alăturate fac 180. Dacă mă opresc la astea, astea două fac 180. Deci astea, iarăși astea două. Deci neapărat, unghiurile alăturate, oricărei laturi, important, oricărei laturi, fac 180 de grade. Ați spus 3, bărăbă, da? Laturile opuse, două laturi opuse să fie și congruente și paralele. A, uite cu ce frumos sună. Două laturi să fie paralele și ștergi și celelalte paralele. Că le obliți pe astea două la care te-ai oprit de zis că sunt paralele să fie și congruente. Corect. Deci, atenție, da. Când din definiție ai renunțat la partea și celelalte două paralele. În schimb spui că sunt congruente. Spui că sunt și congruente. Deci două din ele. Două din ele opuse, paralele și congruente. Da. Și toate să fie congruente. Și a cincea, toate laturile opuse, adică laturile opuse congruente 2 câte 2. Și astea congruente și astea congruente. Adică paralelismul este înlocuit acum cu congruență. Corect. Da? Deci, atenție multă. Dacă nu urmăriți aceste lucruri, nu puteți merge mai departe. Veți avea greutăți. Deci definiția de bază. Laturile opuse paralele 2 câte 2. Definiție echivalente. Toate cele 5. Adică ce înseamnă echivalente? Ori pot înlocui oricând definiția de bază. De bază. Oricând definiția de bază. Iar ca să arăți că un 4 later îi paralelogram, nu numai varianta laturile opuse sunt paralele 2 câte 2, ci ai și celelalte variante. Diagonale se jumătățesc și toate chestiile alte. Da? Da? Deci diagonalele se înjumătățesc. Ia să vă arate, domn profesor, că ei au înțeles. Amândoi ziceți. Da. Diagonalele se înjumătățesc. Dreptele opuse sunt congruente și paralele. Două. Aia e definiția. Eu vorbeam de consecințe. La definiție nu spune să fie și congruente. Doar paralele. Laturile opuse paralele 2 câte 2. Da? Nu și congruente. Da. În plus. Una, hai să le luăm din nou. Diagonale se înjumătățesc. Da. Apoi o altă consecință, care poate fi echivalentă așa de definiție. Unghiurile opuse sunt congruente. Două câte două. Deci,
Neapărat. Ăstea și celelalte. Deci da. Două de două. Obligatoriu trebuie să faci. Obligatoriu trebuie alăturate de pe o dreaptă fac o stupă. Oricărei drepte. A oricărei drepte. Când zici de pe o dreaptă, nu, nu-i bine. De pe o dreaptă înseamnă că una, de pe una din el. Te opri la una din el și ăsta și cum faci pe subjugare, asta este paralogar. Nu. A oricărei drepte. La oricare te oprești, se întâmplă chestia asta. 180. 180, da. Laturile opuse sunt congruente două câte două. Da. Doar congruente. Două câte două. Da, am locuit paralelismul cu laturile opuse congruente două câte două și o combinație. Păi dacă laturile opuse sunt congruente, nu s-au... Și paralele. Și două dintre laturi, două din ele să fie congruente și paralele. Congruente și paralele. Numai două. Deci, atenție. Definiția de bază. Laturile opuse paralele două câte două. Da, paralel. Definiție echivalente. Care pot înlocui definiția de bază, sunt diagonale se înjumătățesc. Unghiurile opuse congruente două câte două, da? Ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Suma unghiurilor de aceeași parte a oricărei laturi fac 180 de grade. Apoi, două din laturi sunt paralele și congruente. Ori ăsta, ori ăsta. Deci nu mai am spus paralele două câte două, adică ăsta și ăsta. N-am mai spus congruente două câte două. Nu. Paralele și congruente. Două din ele. Doar două din ele. Iar paralelismul, în care spuneam laturile opuse paralele două câte două, este paralelismul este înlocuit de congruență. Laturile opuse congruente două câte două. Adică astea două congruente și astea două congruente. Tot paralelogram. Tot paralelogram este, de aia am spus că sunt echivalente. Bun. Așa. Deci asta am spus. A, B, C, D, paralelogram. Când ai deschis gura și ai spus paralelogram, toate s-au generat. Da. Imediat apar toate acele mintea. Bun. Și acum, bisectoarele unghiurilor cu A, B, C, D, A, B, C, D, bisectoarele unghiurilor, paralelogramul acesta, se întâlnesc două câte două în patru puncte acolo. Să arată că patru laterale, și ala MNPQ, să arată că MNPQ este paralelogram. Deci, ducem bisectoarea, adică bisectoarea din D trece prin, se duce prin B? Nu! Nu. Nu, 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 nu. Deci, nici vorbă. Numai dacă ar fi, ce fel de patru lateri? Să fie rombă ăsta? Da. Atunci, diagonalele ar fi și bisectoare. Da, da, am făcut-o pe asta. Am făcut-o, măi. A data trecută am și muncit aia destul de mult. Uite, dovadă că știu bine că am înțeles-o, știi bine că ai și lucrat la ea. Nu te uitați pe ea, n-aveți aici la tine. Uite, așa a fost, nu? Ducem cele două bisectoare odată. Și apoi cele alte două bisectoare. Nu se întâlnesc neapărat aici, în același loc. Atenție, poți fi mai jos. Și la fel bisectoarea asta altă. Depinde de mărimea paralelogramului. Și am obținut această figură, M, P, Q. La mine așa s-a întâmplat să fie mai jos. La voi sper că să fie în interior sau nu neapărat pe latură. Vreau să vă atrag atenția că nu se întâmplă să fie chiar pe latură întâlnirea celor două bisecte. Și că trebuie să arătăm că M, P, Q e paralelogram. Imediat te gândești la una din condiții. Ori să arăți că laturile opuse sunt paralele două câte două, da? Ori să arăți că laturile opuse sunt paralele două câte două, ori să arăți că diagonalele se înjumătățesc și nu-mi place cu diagonalele aici pentru că prezența diagonalelor nu mă ajută deloc. De ce? Nu din contextul problemei, n-a ieșit da. Asta. Ori să arăt că două laturile opuse sunt paralele și congruente, da? Deci asta trebuie să încerc eu să arăt. Dar figura asta la mine pare să fie chiar dreptunghi. Nu cumva dați celor că e MNPQ să fie dreptunghi? Nu. Nu. Concluzii, demonstrăm că mână pe Q sunt vârfurile unui paralelogram. Și dacă paralelogram arătăm și cu unul drept,
El este ce? Dreptunghi. Dreptunghi. Și cum am început noi? Am început să arătăm că e mi-am. De ce eu am impresia că a făcut-o? Chiar n-a făcut-o, a făcut-o, zic. Dar nu are caiete de pregătire la ea, acolo ai, mă? Da. Și n-a făcut-o, ai problema asta? Da, da, acolo. Unde? Aici. Din ipoteză, ipoteza AB, că după are la grau. Are, domnule, făcut-o, e fără. A, Q, bisectoarea lui D, A, B, D, D, M, da. Bisectoarea lui A, D, C, B, P, bisectoarea lui A, B, C. Și C, N, bisectoarea lui D, C, B. Dată trecută. C, N, M, N, P, Q, dreptunghi. E dreptunghi, mi-am arătat chiar dreptunghi. Da. Nu numai paralelogram. Da. Dreptunghi e paralelogram, nu pun un drept. Așa. Dar că v-a cerut paralelogram... Nici măcar nu trebuie să mă lăpăsesc să răstii un drept. Da, dar în plus mi-am arătat și chestia asta. Hai mă, cum am făcut-o? Adi, cum am făcut? MNPQ dreptunghi, de aici rezultă că MNPQ paralelogram, relația 1 și relația 2, în măsura lui NMQ, 90 de grade. Stai mă, dar nu înțeleg nimic ce spune. A, asta e concluzia. Da. Dar cum a început demonstrația? Demonstrația mai adus. Păi de aici, de la demonstrație. Ce zice acolo? Zic. MNPQ dreptunghi. Pentru a demonstra că MNPQ e dreptunghi. Alte ceva, mă. Așa. Pentru a arăta că MNPQ e dreptunghi. Da. Avem nevoie de MNPQ paralelogram. Așa. Nu i-am arătat că e paralelogram. Da, și măsura lui NM. Așa, e paralelogramul cu drept. Așa. Adică noi ne-am întrebat, ca să fie dreptunghi, ce trebuie să arate? Să fie paralelogram și să aibă unul drept. Și atunci am plecat la... Și nouă de cer e paralelogram. Paralelogram. A, B, paralel cu C, D și secanta D, C. Da. A, B... Paralel cu D, cu C, D, că știm... Din ipoteză, că e paralelogram. Da. Și secanta care? D, C. D, C. D, C. Și secanta D, C. Deci cele două... A, B, N, și de ce? Și secanta? De ce? De ce? De ce? Nu se poate. Măi, Adi, vezi că n-ai scris bine. Ce secanta am luat? D, N poate. Poate D, N. E altă poveste. I-am reușit. Păi vezi, mă. Atenție multă. Când scriem, eu nu mai știu dacă așa am notat mână pe Q. Așa, fix așa. Așa am notat, da? Da. Ei, atunci are logică că spunem A, B și D, C. Taie de o secantă DN, DN, da? Da. Ei bine, când le taie pe cele două, se formează acolo niște unghiuri. Unghiuri. Iată, unghiul ăsta de aici cu 1. Să notăm punctul ăsta cu L. La mine așa este acum figură, la voi poate nu mai e. Da, 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 la mine este. Asta e ce-am făcut? Da. Aici, la tine, cum am ieșit? De data asta, în figura de aici. Altă. MNPQ. Da, aproximativ. Ai luat destul de aproape, ca, da, ca un romb aproape, nu? Da. De ce îți așa? Nu? Deci, Adi, prelungește lafura până taie pe AB într-un punct L. Acea dână, dacă da, nu a fost în interior, dacă la voi nu este în interior, dână o prelungim până taie pe AB în punctul L. Și atunci unghiul L1 cu D1 sunt ce fel de unghiuri? Cum apar? Alterne interne. Corect. Alterne interne. Și L1 o să fie congruent cu D1. Nu? Da. Deci L1 e cu D1, congruent. Da. Da. Și este egal cu măsura lui ADC pe 2. I-a luat ADC, adică jumătate de dreapta, că e dusă bisectoare. Uh-huh. Dar tot unghiul D era cu unghiul B. Corect. Asta înseamnă că jumătate din D, adică D1, este cât jumătate din B. Adică ăsta, să zicem, tot cu 1, cât B1. Deci, fiindcă jumătate din D, l-am notat cu D1, e congruent cu jumătate din B, care l-am notat cu B1, unul din el, da? B1. Și acum, am odată că L1 este cât
B1 și B1 este cât B1 este cât D1. Nu înseamnă că B1 este cât L1? Ba da. Gata. Deci ăsta e cât ăsta. Da, corect. Sau ăsta e cât ăsta dintre paralelismul care am vorbit. Tăiate secanta asta. Deci D1 este cât L1, iar D1 este cât B1. Da. Înseamnă că L1 este cât B1. Și dacă L1 e cât B1, le surprinde pe cele două drepte. E vorba de DN. Da. Adică MN, poftim. Și cu B O. Da, și secanta AB. Și secanta AB. Și am vedem că B1 e cât L1. Două drepte tăiate de secantă. Așa sunt în calitate de unghiuri corespondente. Sunt în calitate de unghiuri corespondente. Adică cine? B1 și cu L1. Sunt în calitate de unghiuri corespondente. Și fiind și congruente, le obligă pe cele două drepte să fie cum? Să fie paralele. Înseamnă. Le obligă pe cele două drepte să fie paralele. Și am așteptat, am dezvoltat paralelismul ăsta. Analog și paralelismul ăsta. Adică, iată, bisectoare, bisectoare, nu? Ale aceleași unghiuri, deci și jumătățile lor sunt congruente acolo. Problema e destul de simpluță. Nu știu de ce nu v-am mers vouă. No, n-ai muncit, n-ai fost atentă la clasă și... Dar nu, că Miruna a vrut să răspund, dar numai că nu a pus-o profo. Nu contează că nu. Nu, ai luat niște triunghiuri. Așa au luat profo niște triunghiuri. Da. A demonstrat-o altfel decât noi. Da. Și unde nu ți s-a părut că nu mergea foarte bine problema? Ai luat A-D-M cu C-B. Care? A? A-D-M. A-D-M. Da. Cu C-B. Cu C? P-B. Cele două triunghiuri, astea, au. Ce au, Miruna? A, D, M, cu C, B, B. A, D, cu C, B. Așa, că sunt din paralelogram. Da. A, D, M, cu unghiu. A, D, M. E corect. A, D, M. Este cât ăsta de aici? D, A, D, M. Din ce motiv? Că tot era așa, ăsta tot erau congruente, jumătății sunt congruente, deci în triunghiu A, D, M și C, P, B, avem pe A, D, A, D și cu B, C, congruente, da. Avem unghiul ăsta de aici, cu ăsta de aici, congruente. Da. Și mai avem și unghiul D, A, D, A, M, cu... D, A, M, cu... Din ce motiv? Din același motiv. Că tot ăsta e congruent cu ăsta, jumătăților, deci și ăsta e cât ăsta de aici, da? Da. Și are dreptul că sunt congruente. Conform latul, unghi, latul, triunghiul sunt congruente și dacă sunt congruente, de ce? Unghiul celălalt, AMD. AMD, congruent cu unghiul B, P, C. Ăsta e congruent cu ăsta ca fiind opuse la vârf, ăsta congruent și ăsta. Iată că ești într-un patru la ter, în care unghiurile opuse, două din ele sunt congruente. Da. Și v-am demonstrat că e MND. Și dacă arăți și același lucru și cu celelalte două, da. Ai într-un patru la ter, unghiurile opuse, congruente, două câte două. Și cred că asta a fost ideea. Da. Nu? Da. A fost un mod de a gândi. O altă soluție. Adică s-a dus pe altă definiție. Pe definiția aceea în care spune că laturile opuse, unghiurile opuse, congruente două câte două. Păi n-avem noi și varianta asta? Avem. Ba da. Și a mers. Noi ne-am dus pe definiția în sine. Paralele două câte două. Avem paralelismul acesta și pe urmă paralelismul celălalt. Și gata, problemă. Este poate mai multe moduri pe care înveți. Am întâlnit, dacă știu că... AMD. AMD. I-a pus la vârf și da. De aici știm că nu e congruent cu numărul 8. Deci ăsta e opus și atunci o mână. E egal cu AMD? Da. Egal cu AMD pentru că sunt pus în prelungire laturile. Sunt opus la vârf. Unghiurile opuse la vârf nu sunt congruente. Știm asta. Da. Nu mai demonstrăm așa ceva. Exact. Și atunci, unghiul ăsta de aici, Miruna, care e congruent cu ăsta din triunghiurile luate în discuții, unghiul ăsta congruent cu ăsta și opusele sunt congruente, dar acestea sunt deja din patru la ter. Da? Sunt deja din patru la ter. Dar înseamnă că figura lor le-a ieșit în interior. E mai importanță, tot acolo. Dar pentru celelalte două, cum demonstrau?
Luăm tablă Q, parcă... Păi tot așa, cum am luat pe ăsta de aici, deci punctul fiind din interior, apare un triunghi acolo. O pe Q? Da. Micuț și atunci merge la fel. Problema, cum am mers aici, da. Cum am mers aici, merge și dincolo, nu se poate. Este simetric. E clar că trebuie să merg, nu vedem. Da, deci, în momentul ăsta... Da, deci, vă revedeți. Revedeți, e clar, nu ca pe discuții. Da. Nu știu dacă cumva merge și chestia cealaltă, laturile opuse, paralele și congruente. Nu prea văd aici, că mie și că mână în afară, ciu pe în afară. Da. Deci nu prea merge. Cred că asta cu paralelismul și cu congruența unghiurilor... A fost cea mai bună. Altceva. Acum, tema. Asta e așa. Bun. A, B, C, D, paralelogram. Ei, nu trebuie să știți. Paralelogram. Așa. M și N aparțin lui AC, astfel încât A, M... M, virgulă, E. N aparține lui AC. AC. Astfel așa încât... A, M, congruent cu C, N. A, M, congruent cu... C-I-N, da. Cu C-I-N. Aha. Atât, nu? Ca A-I-N congruent cu C-I-N. Da, și acum asta, concluzia. B, M, D, N, paralelogram. B, M, D, N, așa e zis, nu? B, M, D, N, da. Paralelogram. Da. Deci o să desenăm un paralelogram. Așa avem A, B, C, D. Și M și nu aparțin la C? Da, așa încât D, M. Deci îl numim pe A cu C. Da. Pe A cu C? Aha, pe A, C. Eu te vede ce îmi luăm. Diagonala, deci în diagonala da. A, C. Da, C. Și luăm așa, fel încât A, M. Da, cât D, N. Cât cână. Cână, da. Segmentul ăsta să fie cât ăsta. Și pe urmă trebuie să arătăm că A, M, D, N, A, M, nu, B, M, B, M, D, N, B, M, B cu M, B cu M, da, și D cu N, și D cu N, și apare și asta. Da, și asta o să fie paralelogram. Da, interesant. Știu. Eu nu știu cum să începe. Dar figura ai făcut-o? Da. Ce este exact așa? Da. Păi exact, interesant de figură. Păi să ne folosim de... Faptul că avem amândcât de mâncă e important. Foarte important. Trebuie să ne folosim taman de asta. Sigur. Păi, ce putem demonstra? Ca să demonstrăm că dăm de paralelogram, ar trebui să avem... Una din cele pe ce avem noi. Da. Și... Dacă luăm... Să unim pe D cu B ca să ne folosim. O idee bună. De ce te gândi la D cu B să unim? Ca să ne folosim de diagonalele se înjumătățe să... Într-un paralelogram. Da. Adică AC e deja o diagonală și bunul simț al tău matematic. Uite că îți dezvoltă bunul simț. Da? De-aia se dezvoltă în timp. Deci bunul simț matematic te îndeamnă pe tine
să te gândești la următoarea șmecherie. Să punem pe D cu B. Pe D cu B. Și să unim o, și mi ce punem acolo? O. Deci punctul de intersecție este O. O. Păi acum știm că și AO este cât CO. Da. Acum și AO e cât OC. Și AO este cât OC, sigur că da. Asta și... înseamnă că și MO să fie cât nu O. Da. Sigur? Da. Da? Da. Care, ce motiv aveți pentru MO e cât nu O? Păi cu MO e la mijloc. Nu. Nu. Păi nu știm. Avem AO cât OC. Da. Avem AO cât OC. Și AM cât e în C. Și AM cât e în C. Și dacă din segmente egale scazi bucăți egale, pe margine rămâne să ia OO cât ON. Păi dacă demonstrăm că și DO cât OB. Păi cum DO cât OB? DO e cât OB, că nu-s diagonale paralele. Diagonale nu sunt jumătățesc. În paragraf mare, în ABCD. În ABCD, DO cu ABC s-au întâlnit la mijloc. Da, noi știm asta, că sunt jumătățesc și că sunt congruente. Zi. Gata? Păi gata! Că numărul 4 la tel în M, N, M, B, N, C, D, da, se întâmplă... Ca diagonale din nou să sunt jumătățească. Da, și atunci e gata. E cât O, B, și B, O, e cât O, N. Și atunci fi vrei până vreau. Cum redactăm, domnul profesor? Sigur. Da. A, B, C, D, paralelogram. Deci demonstrație. Da. Demonstrație ABC de paralelogram. Asta știm. Da. Da. Și de aici rezultă că avem... Dar nu ABC de... Eu am... Aba da, ABC da, de așa. Paralelogram. Și avem că A și AM congruent cu NC. Dacă e paralelogram, zici tu, ducem ce? Ducem diagonalele. Deci AC. AC. Intersectează DB. Egal cu mulțimea formată din punctul O. Cu calitatea, virgulă, că O e la mijloc. Da. Așa încât. Astfel. Să avem. DO congruent cu OB. DO congruent cu OB. Și, și. Și AO congruent cu OC. AO congruent cu OC. Mai avem că M și N aparține lui AC. Continuăm, da? Da. M, virgulă, N aparțin lui AC. De aici rezultă că... Nu, nu. Dar cu o condiție, astfel nu la întâmplare. Astfel încât... Așa încât... Așa încât AM... AM... Congruent cu NC. AM congruent cu... NC. NC. Mai avem... Păi, caută, așa mai zicem. Din TO congruent cu OB și din... Adică nu știu deja să începem să rezolvăm. Deci AM congruent cu NC. Și cum avem dedesubt punem, cum DO. DO congruent cu OB. Nu DO. AO. AO, Miruna. Cum AO. Congruent cu OC. Așa. De la amândouă rezultă că... MO. Descădem membru cu membru. Tragem linii și le scădem membru cu membru. Și anume vine... Că AO minus AM, AO minus AM, egal cu... Sau congruent. Nu, da. Rezultatul spune congruent. AM minus AO, ca segment, ca lungime, egal cu OC... C minus... NC. NC. Dar AO minus AM, AO minus AM, OM, da? Deci apare că MO. Deci echivalent cu a spune că MO congruent cu ON. Congruent, segmentul MO congruent cu segmentul ON. Și adăugăm că OD congruent cu OB, OD congruent cu OB. Diagonalele sunt jumătățile. Și mai adăugăm că s-au intersectat OD. Nu OD. MN. MN intersectează. MN intersectează pe DB. Pe DB. Egal cu mulțimea în punctul O. Și am spus tot ce înseamnă. Că
diagonalele s-au intersectat, că s-au înjumătățit aici și atunci oblică figura în sus. Să fie paralelogram. N, B, N, D, V, B, N, D, paralelogram. Foarte bine. Și foarte ușor. Hai să mai lucrăm. Să mai lucrăm așa. Da, pentru că problemele apar program, nu? Da. Hai să dăm. Zici că mama a luat eu că putea să dăm desert în mâna asta. Săptămâna asta sau cealaltă, că am stat prea mult la paralelogram. Deci neapărat. Să vedem problemele acolo. Haideți. Ați adus probleme? Aveți manualul la voi? Da. Am manualul, da. Și am să caut și eu. Ce pagine erau problemele? ABCD. Deci, în ipoteză avem paralelogramul ABCD. A, B, C, D, paralelogram. Se prelungește latura AD. Se prelungește AD, da? Latura AD cu DE. E aparține lui AD. A, D, cu DE, încât AD... Ai spus? Nu, AD se prelungește cu DE, cu mențiunea că E aparține segmentului AD, închis la în A. E aparține lui... Ia spune. Deci, paralelogram ABCD. A, B, C, D. Se prelungește latura AD. AD o prelungim. Da. Cu DE, AD, AD, nu AB. AD. AD, prelungim. Cu DE. Cu DE, da. Segmentul DE, cu mențiunea că E aparține segmentului închis AD. E aparține. A, segmentul. Închis, închis în A și D nu e închis. Deci, prelungim pe AD. Da. Și în stânga și în dreapta, și da. Într-o parte și în cealaltă. În A e închis. E aparține... A, segment închis A, D. A, de la A la D. De la A. Eu aparțin lui AD. Lui AD, dar n-a închis. A închis. Păi înseamnă că e pe interior. În jos nu poate să fie și mai jos de D? Păi dacă spui că e pe AD, da, e aparțin. Da, nu e închis. În D nu e închis. Și D e deschis sau nimic? Nu e nimic. A, așa, pe semidreapta asta. Pe semidreapta. Deci se prelungește semidreapta AD și se ia un punct E în partea asta. Da. De aceea spune că da? Da. Aici undeva E, nu neapărat cât AD, nimic, nicio calitate. Nu, nicio asta. Calitate. Bun. Și latura BC se prelungește cu la, și BC-ul se prelungește cu BF, tot așa, F aparține lui CB. Păi aparține lui CB, în partea lui, cealaltă. Da, lui CB, dar CU e închis. Așa, am înțeles. Am înțeles. O să iau mai mult aici. Și dacă DE e congruentă cu BF, totuși DE cu BF, se măsoară că patulaterul AFCE este paralelogram. Gata. Da, cum am înțeles. Deci, aici să luăm E și partea cealaltă.
Să arătăm că A, F, C, E este paralelogram, nu? Da. Patraterul e paralelogram. A, F, C, E. Da. Deci, eu zic așa. Ea aparține lui AD, uitați, E, aparține lui AD, dar facem imediat ordinea A, liniuță D, liniuță E. Când facem așa, înseamnă că în ordinea asta, AD, E. Da? Ea aparține la AD, dar când zic AD, E, pălineare și sunt și în ordinea asta, AD, E. Așa cum spuneați, D este între A și E. Da? D este între A și E. El a spus altfel, autorul. Că prelungim pe AD așa încât să apară că E este de la A încoace. Da. De aia spune că E aparține semetriul închis de la A la D. Pentru că dreapta asta e împărțită în două semetri. O semetri dreaptă este asta care duce în jos și o semetri dreaptă care duce în sus de punctul A. Și dacă îi iau pe semne dreapta asta, așa a scris autorul, eu o scriu în felul ăsta, A, D, E, ca să arăt ordinea asta, A, D, E. Și că F aparține lui BC, nu? Lui BC, da. Având ordinea C, B, F. C, B, F. Și nu la întâmplare F-ul și eu, ci mai adaug că D e congruentă cu FB. D e congruent cu FB. Arătați că A, F, C, E, paralelogram. În concluzie, să arătăm că A, F, C, E, paralelogram. Paralelogram. A, F, C, E, paralelogram. Dacă unim D cu B, îl punem D cu... Da. Nu e cu F. Nu, la punem D cu D. Zice cu F. Mi se pare că ar fi AF paralel cu D cu. Și AF cu... AF cu? Cu D B. AF cu... cu D B. AF cu D B. Nu zice. Nu cred. D B, D B e diagonală. E diagonala lui ABCD. Putem face așa, unim diagonalele acestea. Ducem diagonalele A, C și DB. Despre ele știu sigur că se înjumătățesc, dar sigur se înjumătățesc. Din ce motiv se înjumătățesc? Pentru că A, B, C, D e paralelogram. Și atunci, dacă nu sunt paralelogram, diagonalele se înjumătățesc. Și trebuie să arăt că figura cealaltă, A, B, F și D, E, C, e tot paralelogram. Te rog. Unim F cu E. Să unim pe F cu E. Da. Și nu știu sigur că trece prin O. Nu. Eu am să-l trec prin O, dar n-am nicio certitudine că E, O și F sunt colmiare. Corect. Știi? Da, și A cu C în alt sunt. Trebuie așa cu ce să... A cu ce am unit, așa. Da. Dacă vei arăta tu că... că O este la mijlocul lui E și a lui A, ce... A lui E. Apare astea diagonal și se jumătățesc. Deci da. Dacă ai reușit să arăți asta. Dar n-am niciun motiv să spun că O... E chiar pe EF, că adică sunt două locuri. EF o taie pe AC chiar în O și pe urmă că e și la mijloc. O acela din mijloc ar merita. Dar n-am convingerea că EF trece exact prin O. Nu știm cu linearitate. Da, noi știm că AOC sunt coliniare. AOC știu că sunt coliniare. Și noi știm că A, D, congruent cu B, C. Să urmărim până duce la capăt ideea și până imediat te urmă și pe tine. Nu pot să mă duc de acolo, repede. Deci, Adi,
În, în paralogramul A, B, C, D, am dus diagonala da. C cu D, B, care știu, despre care știu sigur, aceste diagonale se jumătățesc, știu sigur dreptele opuse paralele și congruente și tot ce vreți, laturile opuse într-un paralogram. Dar acum, cât privește ideea ta, că tu mă alegi pe culoarea ăsta acum, vrei să surprinzi în A, F, C, E, pe A, C, care e dusă de așa, pe care se află în mijlocul O, și unind pe E cu F, vrei să arăți că treci neapărat prin O, da? Și că și pe E, F o tai tot la mijloc, adică trebuie să arăți că E, O este cât O, F, ai două lucruri de arătat. Colinearitatea și că, și că E, O este cât O, F. În condițiile acestea, figura A, E, C, F va fi paralelogram. Da, da, e mai... Ai multe lucruri, multe două chestiuni de... Colinearitatea, colinearitatea, nu e o problemă simplă, da? Colinearitatea. Exact. Și că e O, e cât O, e F, iarăși o altă etapă. Deci nu te descurajezi, deci eu nu sunt foarte categoric să spun nu se poate. Ba, da, se poate. Da, se poate, dar este mult de muncă. Hai să vedem ce spune și Miruna. Uite, așa vreau ordinea asta de discuție. După ce am epuizat pe el și am discutat așa, acum te rog pe tine. AD e congruent cu BC. AD e congruent cu BC. Da. D e congruent cu BF. D e cu BF, da. Asta înseamnă că A e congruent cu FC. De acord. A e cu BF. Da. Asta cu FC. Cu FC. Da. Da. Și dacă demonstrăm că AF ar fi și... Și dacă luăm triunghiurile AFB... Deci luăm spre comparare triunghiurile A, F, B. Ai părăsit. Ai arătat, te-ai legat că AE este cât B, F. AE cât B, F. Și ai părăsit. Dar nu știu de ce. AE cât FC. Noi avem... Dacă într-un... Mai insistă că AE cât FC, că îmi place foarte tare, foarte tare. Faptul dacă că ai e cât e... două laturi sunt congruente. Nu dacă într-un paralelogram. Dacă într-un patrulater. Într-un patrulater, două laturi sunt congruente. Două laturi opuse sunt congruente. Și paralele. Și paralele. Nu, nu, nu. Nu. Congruente și paralele. Congruente da. Și paralele. Lasă două câte două, că atunci ai încărcat mult. Licența e prea mare. Exact, trebuie să le demonstrezi și pe celelalte. Și pe celelalte. Ori pentru paralelogram, e suficient numai paralelismul două câte două, sau congruența două câte două. Iar dacă e numai două din ele, paralele și congruente. Da. Bun. Și-a demonstrat că sunt congruente. Congruente deocamdată, că AE da. Este cât CF. Și... Dacă mai sunt și paralele, da. Dacă mai sunt și paralele, da. Și ca demonstrăm că sunt paralele, ar trebui să luăm AE cu CF și dreapta AC. Le luăm pe ele, deci. Da. Da. Și secanta. Da. Și secanta AC. Dar cum e? Eu pe cine era? Eu era situat pe cine? Pe AD. Pe AD? Da. Și F-ul pe cine era situat? Pe BC. Ce știi despre AD și BC? Cum AD și BC că-s paralele. Știm că-s paralele. Și congruente. Dar paralele sunt. Sunt paralele, da. Și dacă-s paralele, atunci și AF e. E paralelă. E paralelă cu E și F. Corect. Cu ce F? Corect. Păi dacă-s pe aceeași dreaptă... Pe zice că-s pe dreaptă, da, corect. Da, da, da. Deci, despre paralelism e rezolvată treaba. Da, să ne zicem nimic. Este laturi ale paralogramului de bază. Da. A, D și C, B. Și gata problema. Și gata, că două din ele opuse sunt paralele de așa și congruente că ai demonstrat tu că A, D e cât C, B și D e cât B, F. Asta înseamnă că A, E cât așa și gata. Gata problema. Două din laturi sunt paralele și congruente. Dar vedeți, este esențial să știi bine teoria. Că ție pentru treaba asta nu-ți trebuie nimic în plus decât două din ele paralele și congruente. Că tu spui două câte două. Când ai încărcat două câte două, ți-ai pus dublu sarcina în spate ca să muncești. Nu știu, ne trebuie o diagonalele alea. Am nici. Încercat figură. Nu, el a mers pe alt culoar. Da. Dar eu aș vrea să insist și pe culoarul lui. Eu cred că și pe ideea ta merge. Știi ce aș vrea să încerc, Adi? Eu aș vrea să încerc triunghiul A, O, E,
să le iau în discuții. A, O, E, că tot am făcut figura asta. Discutăm, nu știu dacă merge, dar discutăm. Deci A, O, E. Și cu triunghiul. Deci A, O, E. Iată, H-urile de așa. Da, O, E și E, F, O, C, nu? Și E, F, O, C, da. Da. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Ce ai? Avem A, D, congruent cu B, C. Pe A, D, congruent cu B, C. Chiar și cât din cauza cât e E, cât e B, E, chiar A, E. Toată A, E este cât C, E. Da. Da? Deci, deci la cele două triunghiuri hașurate, ai șansă să spui că A e tot, congruent este cu FC. Cu FC. A, O, congruent cu OC din ipoteză. Foi perfect. Așa, și ne mai trebuie un unghiul opus, unghiul opus la vârf. Nu, nu, nu. Îți trebuie, dacă ai spus că latura asta azi, e că tata asta, și că asta de aici. A, ne mai trebuie unghiul din A. Unghiul dintre ele, da? Da. Dintre ele, adică unghiul ăsta. Latura asta, știi cât e asta? Da. Atunci trebuie obligatoriu unghiul ăsta. Ăsta cu celălalt de încep. Da. Păi luăm dreptele A, E și E, F de-o parte și secant A, C. A, E și? F, C. Și F, C, da. De-o parte cu secantă. Cu secanta care? A, C. A, C, da. Da, și o vom obține unghiul antenei interne. E zis antenei interne. Da, și dacă știi că sunt și congruente. E, atunci... Trebuie ce... Tocmai ce ai tu nevoie. Dar știi că sunt paralele. Da. Și două dintre de paralele de o secantă formează antenii interne congruente. Congruente. Din cele 8 perechi, două de două congruente. Și atunci ai rezolvat problema. Că ai laturi, unghi, latură. Triunghiile sunt congruente. Deci dacă sunt congruente, toate elementele sunt congruente două de două. Și atunci ce se întâmplă? Și E, O este cât O, E. Așa este? E, O, cât O, E. Și, foarte bine, și unghiurile, toate elementele fiind congruente două câte două. Deci și ce unghiuri? Și unghiul ăsta așa. Ăsta așa. Deci unghiul A, O, E cu F, O, C congruente. Și dacă unghiurile sunt congruente, iată că o latură este în prelungire, A, O, C. Și atunci, unghiurile fiind congruente, ele capătă, nu, acea calitate de unghiuri opuse la vârf. Da. Și atunci, eu, O și F sunt colineare, n-au ce face. Este reciproca. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente? Da. Dar dacă tu ai că sunt congruente și o ai o colinearitate, au o C colineare, atunci și E, O, F colineare. Este o tehnică de a arăta colinearitate de care mai vorbim și o altă dată. Deci, Adi, și pe ideal ta... Muncește de mai mult, dar tot faci. Da. Da, și pe ideal ta se rezolvă, se ajunge. Adică, într-adevăr, triunghiurile acele două congruente luate, luate în discuție și congruența arătată, ne conduce la ceea ce avem nevoie. Avem nevoie ca eu să fie cât o F și colinearitatea avem nevoie. Și dacă o e cât o F și colinearitatea e asigurată, atunci F apare în calitate diagonală. Corect. Și diagonal, iată, se înjumătățesc. Atunci, trotelul este paralelogram. Corect. Da? Și această idee merge. Dar o redactăm de asta prima. Da, e mai ușor. Hai să o facem paralelogram. Am mai mult de costă de tipul. Da. Zicem. Viruna, te rog. Demonstrație. Da. Cum ad congruent cu BC, paralelogram în... Cât? 49. 49. Opresc? Nu, nu opresc. Lasă-l ca să termin. Cum AD. Cum AD congruent cu BC din ipoteză. Din ipoteză. Și DE congruent cu FB tot din ipoteză. DE congruent cu F, FB tot din ipoteză. Bine, ăsta rezultă că... Tragem liniște la adunăm. Da. AD plus DE. AD plus DE. E egal. Cu BC plus FB. BC plus FB. FB. Și rezultă. Adică? Că A e congruent cu FB. A e congruent cu FB. A e congruent cu FB.
șase. Avem AD paralel cu BC din ipoteză. Deci avem ca AD paralel cu BC din ipoteză. Da. A, D, E sunt coliniare. Adică scriem A, D, liniuță, E. Coliniare. Deci când ați AD E așa, da. Scris, înseamnă coliniare. C, tot coliniare. Adică C, B, F. C, B, F. De acestea trei rezultă că A, E paralel cu F, C. Deci din aceste trei rezultă că A, E paralel cu F, C. Și din astea două, da, adică congruente, da, și paralele. Da, că A, F, E, C, paralelogram. A, F, E, C, paralelogram. E, C, paralelogram. Și gata, problemă. Opresc. Da, opresc.